Se caută din nou soluții pentru extinderea rețelei de gaz. Mehedin Tigaz este în acest moment în imposibilitatea de a continua lucrările și au decis să vândă. Reprezentanții primăriei municipiului Drobeta, Turnu Severin, au încercat de-a lungul timpului să cumpere această firmă de gaz, însă a fost în zadar. Până anul trecut, orice extindere de gaze suporta anumite costuri din partea cetățenilor, însă, în data de 30 iulie, legea s-a schimbat, iar doar firma care are concesiunea de extindere a rețelei poate să mai investească. Mehedin Tigaz nu a fost pregătită din punct de vedere material pentru un astfel de proiect și au renunțat. În acest moment, Mehedin Tigaz este în imposibilitatea de a continua lucrările de extindere. Asta e vestea proastă. Vestea bună este că se fac demersuri în acest moment ca ea să fie achiziționată de o firmă de stat, RomGaz, și împreună cu primăria să demarăm procedura de extindere a rețelei de gaz în oraș. În momentul în care Mehedin Tigaz va fi achiziționată, la momentul în care vorbim, știu că demersurile sunt aproape de finalizare, s-a făcut un audit al acestei firme, iar RomGaz este pregătită să o preia și să investească în extinderea rețelei de gaz. Acum, cât durează, sunt niște chestiuni tehnice pe care le așteptăm și noi cu interes să fie deblocate. În măsura în care o să am informații, o să vi le dau și dumneavoastră. Reprezentanții primăriei municipiului Drobeta, Turnu Severin, vor face toate demersurile necesare pentru ca severinenii să beneficieze cât mai curând de gaz.